În acest weekend, fiii statului Doh se vor întâlni la cea de-a 13-a ediție a manifestării culturale din statul natal. Evenimentul va fi marcat de o serie de momente artistice, religioase și sportive. Fiii statului Doh este un eveniment organizat anual de către Asociația Fiilor Statului Doh, Primăria și Consiliul Local Măiriște și Centrul de Cultură și Artă al județului Selaj. Ajuns la cea de-a 13-a ediție, manifestarea propune un program cultural-artistic susținut de Orchestra Școlii Populare de Arte și Meserii a Centrului de Cultură și Artă al județului Selaj și ansamblul folcloric Poenița din Cehul Silvaniei, dar și competiții sportive de fotbal și tenis. Printre evenimente se numără și comemorări religioase la cimitirele din sat, adunarea generală a membrilor Asociației Fiii Satului Doh, vizitarea casei Muzeu a Satului Doh, o slujbă religioasă la Biserica Ortodoxă și balul organizatorilor. Mai mult, seara de sâmbătă va fi completată de un joc de artificii și discotecă în aer liber. Tradiția îi adună în fiecare an pe locuitorii Satului Doh la o manifestare tradițională specifică județului Selaj.